Care credeți că este una dintre grijile doamnelor acum în prag de sărbători? Diana, te rog să ne spui. Inelul? Nu, manicura. Ah, okay. Alegerea unui model special este o adevărată provocare și povară. Hei, atunci reprezentantele sexului frumos trebuie să se inspire de la Roxana Nemes. Așa e, pentru că i-a mers deja să se intereseze care este trendul în materie de manicură în acest an, așa că luați aminte. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Se apropie sărbătorile, așa că Roxana Nemes vrea o manicură specială de Crăciun. Bună, Roxana, ce faci? Uite, ne facem unghiile, ne pregătim de concerte, de viitoarele concerte. Și că trec lunile așa foarte, foarte repede, suntem foarte activi și nu ne mai dăm seama că mai uităm, știi, că suntem și femei în primul rând și trebuie să ne îngrijim. Da, și iată, la două săptămâni obișnuiesc să vin când am timp, nu prea le las mai mult să crească, pentru că ele cresc și trebuie să fie frumoase. Și sunt tare curioasă că am înțeles că eu port de obicei ori naturale, ori negre, dar am înțeles că fetele au niște modele foarte interesante. Și nu știu, de Crăciun mă gândesc, poate mi le fac și eu altfel. Dar până atunci? Sincer, acum cred că îmi voi face naturale. Pentru cel mai mult îmi plac naturale, să fie doar curate, frumoase, să aibă o formă frumoasă și foarte, foarte naturale, nude. Sau roșii, dar mă mai gândesc pentru Crăciun, nu? Roșii, de asta le mai las puțin, nu le fac acum roșii. Și negre, nu știu, mă gândesc că e prea mult gri deja afară, știi, încă să mi le fac și mânghile negre, nu. Nu, am zis mergem pe nude de data asta și vom vedea pentru Crăciun ce vom face. Variantele pentru o manicură de invidiat sunt multe, însă cerințele nu diferă prea mult de la an la an. Ce se cere pentru Crăciun, pentru Revelion? Ce fel de manicură? Am și cliente care îmi cer gel, cliente care îmi cer acril, dar și oja semi de când a apărut are foarte mare succes și deja spre clasic nu prea mai tinde lumea. Culori? Că vine Crăciunul, se cere foarte mult roșu. Ca model, care este cel mai și cel mai cerut? Acum depinde de fiecare client în parte. Sunt foarte multe care îmi cer fulgi. Fulgi, ceva finuț, drăguț, un brăduleț, nu foarte încărcat. Tot Alina știe cel mai bine care sunt trendurile. Se poartă foarte mult sclipiciu în perioada sărbătorilor, de asta am și optat pentru câteva modele abstracte pentru sărbători cu sclipici. Tu ce nuanțe le propui clientelor acum în perioada asta de sărbători sau așa? Îmi plac foarte mult nuanțele de roșu. Nude-ul mai puțin de sărbători, dar am și cliente care se merg pe clasic foarte mult și atunci merge și un nude. Dar roșu, nuanțele de albastru, nuanțele de culori metalice, iar vin foarte bine culorile chetai. Între timp, manicura Roxanei este gata și chiar dacă nu este adepta modelelor de sărbători, se pare că picturile făcute de Alina au pus-o pe gânduri. Roxana, cum îți plac unghiile tale cele noi? Cele noi? Sunt unghiile mele. Sunt doar refăcute. Foarte, foarte mult, pentru că sunt nude, așa cum îmi place mie cel mai mult. Da, eu chiar povesteam înainte că am trei preferințe, ca să spun așa, roșii, negre și nude. Dar pe primul loc este nude-ul. Deci, nu știu, mi se pare că sunt foarte feminine, simple, curate, frumoase. Da, și îmi place foarte mult, mi-a făcut o formă foarte frumoasă. Dar ne gândim de Crăciun, poate, nu știu. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.